O urcare simplă. Foarte bine. Mostepanova, apoi o serie de flicuri și salturi. Săriturile artistice. A trecut cu bine și de partea aceasta de echilibru. La bârnă, important este echilibrul, în primul rând. Asta e săritura la care au căzut până acum două din rivalele Cătălinei. Pavlova și Nanzang. Cătălina le are adversare pe colega ei de acum, Alexandra Eremia, apoi pe Ejova și Yali. Ați văzut cum a ținut cu vârfurile laterala bârnei ca să nu cadă. Nu a avut de altfel ezitare la acel element. Stil și eleganță. Și acum coborârea va fi un dublu echier înapoi. Să sperăm că Vasta nu va face niciun pas. Excelent! Cea mai bună evoluție de departe din această finală.